Victor Neacșu este tânărul severinean care a reușit să intre cu cea mai mare medie la Universitatea de Muzică din București, secția Compoziție de Muzică Ușoară. Victor cântă de 13 ani, iar visul său de mic copil este să devină un cântăreț renumit. Universitatea de Muzică din București, o instituție de prestigiu în toată țara. Cu greu și după multă muncă poți ajunge în topul elitelor naționale, așa cum a fost și în cazul tânărului severinean care a reușit să obțină cea mai mare medie la examenul de admitere. O adevărată mândrie pentru Liceul de Arte din Drobeta Turnu-Severin, dar și pentru mehedinți. Sunt printre primii 10 candidați la Facultatea de Muzică din București, mai precis Universitatea de Muzică din București, pe secția de compoziție muzică ușoară. Fac muzică de 13 ani și sunt mândru unde am ajuns și că pot să îmi îndeplinesc visul mult dorit. Acela de a fi un cântăreț renumit, cu o trupă decentă și cu un public iubitor. Cadrele didactice, de asemenea, sunt mulțumite de activitatea școlară a lui Victor pe parcursul celor 4 ani de liceu, considerându-l un tânăr de perspectivă. Sub atenta îndrumare a profesoarei de muzică, Andreea Croitoru, Victor a reușit să-și păstreze pasiune și să-și dezvolte talentul spre marea performanță. Victor Neacșu este elevul meu din clasa 1. Pot spune cu mândrie că este generația mea de top, prima generație de top. Aștept și următoarele generații să fie la fel de entuziaste și pline de dăruire, așa cum a fost și Victor. Și îi urez foarte mult succes în ceea ce și-a dorit să urmeze, și anume compoziție muzicală, muzică ușoară, la Universitatea Națională de Muzică din București. Vreau să menționez că este primul intrat și se află printre primii 10 pe țară. Victor știe că doar după multă muncă și perseverență poți ajunge cea mai bună varianta ta. Tânărul mehedințean are planuri mari în ceea ce privește viitorul carierei sale artistice, iar cu multă trudă visul său de a deveni un cântăreț renumit se va îndeplini întrucât abilitățile sale muzicale sunt inconfundabile.